Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește. Așa începe ora de religie. Așa încep, de fapt, toate orele de religie. Iar elevii Școlii Generale Avram Iancu din București, de exemplu, de-abia așteaptă ora de religie. Ce zici tu, e importantă ora de religie pentru tine, pentru viitorul tău? Da, este importantă. De ce? E pentru că mă învaț mai multe lucruri despre sfinți, despre îngeri, multe lucruri frumoase. Ce-ți place ție cel mai mult la ora de religie? Cum ne explică Doamna și despre Dumnezeu, aflăm multe lucruri despre El care nu le știm înainte, nu le-am știut înainte. Anul 2016 a fost proclamat în Biserica Ortodoxă Română anul omagial al educației religioase a tineretului creștin ortodox, dar și anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antimiviranul și al tipografilor bisericești în Patriarhia Română. De ce este importantă educația religioasă a tineretului? Religia este lumină pentru înțelegerea Universului și a vieții, ca dar al lui Dumnezeu, pentru a promova valorile familiei, ospitalității, dreptății, păcii, solidarității, înțelegerii și comuniunii între oameni. Credința în Dumnezeu este cea mai mare zestre spirituală pe care familia, școala, biserica și comunitatea o pot transmite copiilor, pentru că ea îi ajută pe tineri să facă deosebire între valori eterne și valori efemere și le formează personalitatea, învățându-i să cultive bunătatea și omenia, iubirea de Dumnezeu și de semeni, recunoștința față de generațiile trecute și responsabilitatea față de prezent și de viitor. Profesorul de religie are un rol foarte important în formarea elevului, mai ales că aici se lucrează cu sufletul. De la clasele primare până la cele de liceu, ora de religie are un rol bine stabilit. Copiii văd în ora de religie o oră, o disciplină mai ușoară. Și aici depinde de tine, profesor, cum prezinți lucrurile acestea. Și prin modul de prezentare al acestor lucruri îl atragi pe copil. Cum îl atragi? Luând totul mai întâi la vârste foarte mici ca pe o poveste. Și copilul dornic de cunoaștere, copilul a cărei imaginație este debordantă, intră în jocul tău. Mai mult lucrurile la început se desfășoară ca un joc, ca o poveste. Pentru ca mai târziu, la clasele mai mari, la gimnaziu, spre exemplu, să prezinți copiilor adevărurile de credință de la un alt nivel și corelate cu alte informații de la alte discipline, dar și ancorate în cotidian, în viața de zi cu zi. Pentru că, după părerea mea, dacă rupem adevărurile de credință sau ceea ce transmitem, cunoștințele transmise de la ora, prin ora de religie, dacă le rupem de cotidian, nu facem decât să dăm o imagine prăfuită, învechită, demodată a învățăturii lui Hristos. Ceea ce este un fals. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu a fost, este și va fi actual până la sfârșitul veacurilor, așa cum ne spune și Sfânta Scriptură. Religia a avut un rol foarte important în dezvoltarea omenirii. De asemenea, învățăm să ne menținem calm, învățăm cum să ne purtăm. E o liniște care în alte ore nu o găsim, adică simțim că ne apropiem de Dumnezeu și e prezența Lui acolo cu noi și chiar
E o liniște la care alte ore nu se găsește acea liniște și... Liniște? Atât? Liniște și ne simțim cum ne apropiem de Dumnezeu și cum aflăm mai multe despre El și putem să luăm ca exemplu pentru trăirea noastră pe pământ. Am făcut un exercițiu de imaginație. I-am întrebat pe elevi cum ar fi fără ora de religie. Și dacă n-ar fi ora de religie? Ar fi nașpa. Am pierdut o mulțime de informații pe care am putea să le învățăm de la doamna profesoară și din manualul de religie. Și cum ar fi să nu mai fie ora de religie? Nu știu. Pe mine mă ajută religia și mă ajută să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și dacă religia ar fi scoasă din școli, n-ar mai fi același lucru. Poate ar fi mai greu să mă rog lui Dumnezeu sau să mă apropii de El și să mă rog lui și să, nu știu, să vorbesc cu El. Dar ora de religie nu se desfășoară doar în sălile de clasă, pentru că educația religioasă înseamnă în primul rând educație. În completarea orei de religie, Patriarhia Română luptă împotriva abandonului școlar prin proiectele Hristos împărtășit copiilor și Alege școala. Abandonul școlar se ridica în România în urmă cu câțiva ani la cote alarmante. În 2009, un studiu realizat la nivel european arăta faptul că din cele 27 de țări ale Uniunii Europene, România se clasa pe locul 6 în topul celor cu rata cea mai mare de abandon școlar. Pe fondul acestui flagel au luat ființă primele două proiecte Alege școala, prin care s-a dorit mai ales conștientizarea importanței actului educațional în viața unui om, și care au avut un număr de 30.000 de beneficiari. Eu am fost crescut de la un an de părinții adoptivi, care i-am acum, și că eu nu cunosc părinții. Unde ai crescut? Te-au adoptat de la un an? Am fost în plasament. Ți-ai dori să îți cunoști părinții? Da, mi-aș dori să cunosc părinții, deoarece vreau să văd cine m-a născut. Te-ai gândit vreodată la momentul în care ai putea să îi vezi? Da. Și cum ți-l imaginezi? I-aș lua în brațe, aș vorbi cu ei. Care ar fi prima întrebare pe care le-ai pune-o? Ce fac? Dacă ar fi să transmiți un mesaj tinerilor de vârsta ta, ce le-i spun? Să aleagă școala, pentru că aici vor descoperi lucruri noi și prin școală va putea să-L descopere și pe Dumnezeu. Pentru că prima școală a fost în biserică și fără biserică nu exista acum școală. Meditații, cursuri de formare, dar și tabere. Anul trecut, de exemplu, aproape 2200 de copii au trecut pragul taberelor Alege școala. Sub genericul Licări de Lumină, acestea s-au desfășurat în două locații: Centrul Cultural Pastoral Sfântul Daniil Sihastrul de la Durău și Centrul Social Pastoral Sfânta Cruce Mănăstirea Caraiman din Bușteni. Prima dată când am ajuns aici, aveam niște emoții. Mi-era rușine să deschid gura, să vorbesc, să... Nu știu, eram foarte emoționată. Ce te-a făcut să treci peste emoții? Domnii profesori m-au ajutat foarte mult. A fost alături de noi, a fost mereu, la orice pas. Și orice lucru, chiar dacă era rău, chiar dacă era bun, ne felicita, chiar dacă... Și asta ne-a dat un impuls, continuăm. S-a putut citi în privirile copiilor dorința de mai bine, iar întâlnirea cu ceilalți le-a schimbat optica următorilor pași în viață. Am întâlnit copii care noaptea dormeau cu aceleași haine, care se jucau pe afară. Copii care au trăit tot felul de traume, copii bolnavi. Și ne este foarte greu să trecem de povestea lor și să încercăm să integrăm pe toți în colectiv, pentru că atunci când lucrăm cu ei,
Și noi câteodată avem tendința pe cei mai speciali, pe cei care au un caz deosebit, să-i tratăm altfel. Dar eu sper că reușim și e minunat când vezi la final cum plâng și cum ne îmbrățișează și cum ne lasă bilețele cu doamna, vă iubim. Am avut copii care au spus că nu au mâncat niciodată 3 mese pe zi sau că au avut un supliment între mese. Au fost copii care nu știau că se poate mânca și dimineața sau situații mult mai dificile și cred că sub o formă sau alta i-a motivat să vadă și altfel lucrurile, cum stau lucrurile și ceea ce se întâmplă cu ei și cred că e un mare câștig pentru ei. La un moment dat vreau să simt atât de implicați încât să-i apucă să strângă de pe masă. Nu știu ce să facă, să vorbească sau să nu vorbească la masă. Au fost lucruri extraordinare care ne-au arătat și nouă cam cât de important este un astfel de proiect pentru ei. Am făcut pot să spun, un cântecel pentru tabăr, adică pentru ce e aici și cum mă simt eu și la cererea mai multor copii de aici am făcut niște versuri. Mă simt bine și neînfricat, la durău mă simt tare de tot ca un urs înmulțișa clău. Aici mă rog și simt că am un tată sus în cer care îmi dă cerneala albastră să trigrime în carnețel. Fără ajutorul lui nu știam ce-i muzica și fără iertarea lui nu recuperam vocea. Când ai scris aceste versuri? Aseară, pe la 11 și au durat cam 15 minute. Ai multe versuri scrise în acest gen? Compun de 3 ani și am cam peste 700-800 de piese, adică cum asta de exemplu e o piesă care poate fi cântată pe un beat. Și despre ce scrii? Păi despre sărăcie, despre mamă, despre familie, despre viață, despre orice. Am 3 frați mai mari și 2 surori, 3 frați mai mici și 2 surori vitrege. Mama e casnică, tata lucrează în construcții și cam asta e viața mea, adică și eu sunt pasionat de muzică. Ce ai găsit aici, la Durău? Am găsit oameni minunați, mai ales preoții, coordonatorii noștri, copii care la prima vedere, adică nu la prima vedere, nu mi-aș fi imaginat de acasă că pot să am atâția prieteni aici și că mă înțeleg atât de bine și am văzut chiar că există un licăr de lumină pentru oricine. Ce e cu tine aici la tabăra Alege Școala? Ne-am scris părintele la after school și tot așa, tot am făcut ori și tot am făcut și ne-am scris pentru tabără. Și îți place aici? Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Să pictez. Ce-ai pictat? O biserică și un coșuleț cu fructe. Ești mândru de ce ai făcut? O să faci și acasă? Da. Uite, spune-mi și mie ce înseamnă pentru tine școala. Să învăț să mă duc mai departe. E importantă școala pentru un copil? Da. De ce? Fiindcă că dacă nu învață, nu are parte. Anul 2015 ne-a arătat cât de importantă este educația religioasă în rândul tinerilor. În perioada 4-7 septembrie, la Cluj-Napoca, peste 6.000 de tineri ortodoxi au fost prezenți la întâlnirea tinerilor ortodoxi din Europa. Ce înseamnă pentru un român să-și mărturisească credința ortodoxă, iată într-o astfel de manifestare? Cred că mărturisirea credinței se poate manifesta de la lucrurile mărunte, adică acum într-adevăr ne întâlnim la un nivel înalt, cu mai multe țări, din mai multe orașe, lucru care este minunat. Înseamnă o afirmare a unor valori foarte importante, atât naționale cât și internaționale, valori care țin de demnitate, de dragoste, de apropiere și care tind să dispară în zilele noastre. Eu vin din Baia Mare, din Maramureș, trebuie să ne mândrim cu credința și cu tradițiile noastre românești. M-a dus acest val de oameni cu aceeași credință comună, toți împreună, să ne bucurăm, ci să ne cunoaștem, ci să ne mărturisim împreună credința. Mulți tineri sunt și aici, și la biserică, și peste tot. Ștafeta a fost predată capitalei, iar în toamna anului 2016, Patriarhia Română, împreună cu Arhiepiscopia Bucureștilor, va organiza o întâlnire internațională a tineretului ortodox și un simpozion internațional, la care vor fi invitați reprezentanței celorlalte biserici ortodoxe surori. Anul următor, în 2016, am declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca anul marginal al educației religioase a tineretului creștin ortodox, vom avea deosebită onoare și bucurie de a vă primi cu multă dragoste și
manifestările organizate în 2016, anul omagial al educației religioase a tineretului creștin-ortodox, dar și anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antimiviranul și al tipografilor bisericești în Patriarhia Română, vor fi mediatizate de Trinitas TV, postul de televiziune al Patriarhiei Române.